Deputatul USR de Cluj, Emanuel Ungureanu, a declarat astăzi că va depune plângeri penale împotriva celor vinovați de condițiile infernale de muncă ale angajaților de la Serviciul de Anatomopatologie din Spitalul Județean Cluj. În urmă cu 3 luni, Emanuel Ungureanu a atras atenția că angajații de la acest serviciu sunt nevoiți să lucreze în condiții insalubre, într-un beci plin de mucegai și pereți ce stau să se dărâme. Deputatul USR a declarat astăzi pentru NCN că va depune plângeri penale și împotriva altor instituții care nu fac nimic pentru condiții mai bune în spitale, atât pentru pacienți cât și pentru angajați. Eu sunt consecvent, repet, pentru tot ce am sesizat public și autoritățile nu intervin, voi face plângeri penale împotriva DSP-ului, împotriva inspecției sanitare, împotriva sanepidului, împotriva ministerului, dacă este cazul, împotriva tuturor celor care trebuie să ia măsuri și nu o fac. Deputatul spune că problemele pornesc de la angajații din sistemul sanitar, care s-au obișnuit deja cu mizeria și sunt delăsători. Dacă vă aduceți aminte, în 16 iunie am fost adresat de o asistentă medicală pentru că am filmat saltelele mizere într-un salon gol. Deci nu am afectat imaginea niciun pacient. Demnitarul declară că îi va face asistentei plângere pentru ultraj. Emanuel Ungureanu a mai atras atenția și asupra problemelor de la chirurgie 2, unde până recent nu s-a respectat circuitul în sălile de operații, nu a existat până acum niciun pad de terapie intensivă, iar după operații pacienții erau duși direct în salon. Există o combinație letală între o infrastructură veche, un management construit din planul de tip mafiot și personal medical resemnat care nu mai reacționează la mizerie de foarte, foarte mulți ani. Emanuel Ungureanu mai afirmă că în multe spitale medicii nu se schimbă de hainele de oraș atunci când intră în spital din cauza lipsurilor materiale, iar asistentele sunt nevoite să se descurce cu un număr fix de mănuși de unică folosință pe zi.